ne spunea mereu să facem milostenie. Zicea, dă cât poți, dar dă. Că milostenia e mare înaintea lui Dumnezeu, șterge multe păcate. Iar alteori ne spunea, măi omule, milostenia te ridică la cer și Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Părintele ne cerea mereu să dăm. Asta îi plăcea, să fii milos. Ne zicea, dacă primești, să dai. Oricât de puțin, dar să dai. Dacă cineva îți dă un covrig, iar lângă tine șade unul ca tine, un om sărman, un frate de-al tău, rupe din covrig o bucățică și dă-i și lui. Că Dumnezeu e mare și poate din bucățica aia să vă sature pe amândoi. Ne mai zicea, când dai, să nu-ți pară rău. Să dai cu bucurie că lângă tine e îngerul care te scrie în cartea cu fapte bune. Iar dacă îți pare rău, nu te poate scrie că te îndoiești în inima ta. Și lui Dumnezeu nu-i plac îndoielile. Dumnezeu e drept și bun și vrea să fim și noi la fel.